să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Căci am primit de la Domnul ce m-am învățat, și anume că Domnul în noaptea care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și le-a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Până va veni Domnul, două lucruri ni se cer la cina Domnului: să vestim moartea Lui, să-L pomenim pe El. Cu ani în urmă, nu știu câți au trecut, probabil aproape 10 ani, când ne-am pus o întrebare. A vesti moartea Domnului nu înseamnă Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta am putea să o repetăm de fiecare dată. Am putea să ne sculăm, să ne culcăm cu aceste cuvinte. Dar oare nu cumva a vesti moartea Domnului este mai mult decât atât? El ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când vestești moartea Domnului, mai întâi trebuie să te întrebi care sunt așteptările Tatălui, ce a realizat Hristos prin moartea Lui, pentru ca Tatăl să fie mulțumit, să-și poate deschide brațele, să ne poată primi în prezența Lui ca pe Fiul risipitor. Și abia când Tatăl este mulțumit, moartea Lui contează și pentru noi. Am privit deci la Tatăl, știu că au trecut ani mulți și la bibliotecă găsiți o carte, vestiți moartea Domnului, puteți recapitula cele 7+7 lucruri pe care le-a făcut pentru Tatăl și pentru noi. Dar după ce am privit la Tatăl și la noi, cum ar fi să ne întoarcem privirile spre El? Să-L pomenim pe El. Atunci când Domnul Iisus Hristos vrea să întărească o vorbă, El spune amin în limba noastră, adevărat vă spun. Dar dacă lucrul respectiv este mai important, atunci El dublează, adevărat, adevărat vă spun. Textul scurt pe care l-am citit, 23-26 din 1 Corinteni 11, conține un adevărat, adevărat vă spun, ca și cum ar fi lucrul de cel mai mare interes pentru Domnul Iisus. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și apoi repetă, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Suntem în cartea Apocalipsa și cartea începe cu o expresie: descoperirea lui Iisus Hristos. Acum aș putea, citind textul mai departe, pe care a dat-o Dumnezeu să arate robilor săi care se întâmplă în curând, și dacă citesc textul mai departe, aș putea să înțeleg această expresie ca referindu-se la descoperirea din partea Domnului Iisus Hristos. Și într-adevăr, El descoperă în fața bisericii întregul plan al lui Dumnezeu, de la Alfa la Omega, de la început până la sfârșit, și trece prin istorie de câteva ori în Apocalipsa. Dar atunci când citim cartea cu atenție, îl descoperim de fapt pe El. Pentru că cartea îl pomenește pe El. Și dacă ne-am pune întrebarea cum arată Domnul Iisus Hristos în cartea Apocalipsa, cum să-L pomenim pe El, mai ales în astfel de momente, cele 6 imagini, cele 6 tablouri, cele 6 metafore sau comparații pe care le face Ioan vorbind despre Domnul Iisus Hristos, acoperă atât prima cât și a doua venire a Lui. Cu alte cuvinte, așa cum istoria se desfășoară înaintea noastră de la început până la sfârșit, de la Alfa la Omega, așa Domnul Iisus Hristos guvernează această întreagă istorie, fiind prezent și în prima și în a doua venire a Lui. Atunci când ne gândim la prima venire a Lui, descoperim cel puțin 3 metafore: fiul omului, mielul și pruncul.
Fiul omului, după cum vom vedea, a primit de la Tatăl un mandat să așeze pe pământul nostru murdar și corupt o împărăție veșnică a lui Dumnezeu. Și interesant, atunci când apare în cartea Daniel pentru prima dată Fiul omului, el este contrapus la patru fiare mari care vor să așeze fiecare dintre ele un imperiu, o împărăție pe pământ, dar o fac călcând în picioare, sfâșiind, rupând totul. Mai ales fiara patra care se ridică și hulește până și pe Dumnezeu. În schimb, Fiul omului vine să așeze o împărăție, nu sfâșind, ci lăsându-se sfâșiat. Nu rupând, ci lăsându-se rupt pe lemnul crucii. Ca miel al lui Dumnezeu. Da, dar el nu putea fi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, descinzând din etern, dragii mei, și venind călare pe un cal alb, biruitor între noi. El a trebuit să fie deopotrivă ca noi, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Și pentru că s-a născut și el, cum te-ai născut și tu și eu, doar că în mod divin, însămânțat de Tatăl, dragii mei, a crescut printre noi, plin de har și de adevăr, ispitit în toate lucrurile, ca noi, dar fără păcat. Și după ce a fost dovedit desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. O împărăție ciudată între fiarele pământului așezată de mielul junghiat. Dar atunci când vii la a doua venire, registrul se schimbă total. Nu mai apare mielul, ci de data aceasta este leul din seminția lui Iuda, care are o sabie ascuțită cu două tăișuri și în fața căruia împărații pământului, dragii mei, sunt făcuți așternut al picioarelor lui. Apoi se așează pe scaunul judecătorului în capitolul 20 și morții mici și mari stau înaintea lui, se deschid cărțile faptelor. Și se deschide și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, este aruncat în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Dacă s-ar termina Apocalipsa aici, am ofta cu inimă grea. Dar mai există încă o imagine a nunții, a mirelui. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, înaintea Tatălui și înaintea întregului cer. Și toată istoria aleargă spre acest moment. Fiul omului, mielul, pruncul, leul, judecătorul și mirele ceresc. Suntem la cina Domnului și ni se cere un singur lucru. Dragii mei, putem discuta despre noi, despre păcatele noastre, despre iertarea pe care am primit-o, toate reflectoarele putem să le întoarcem spre noi, dar Domnul Iisus ne cere un singur lucru, să întoarcem reflectoarele spre El. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și aș vrea să-L pomenim astăzi pe Fiul omului, pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 1. Ioan se află pe insula Patmos și în ziua Domnului era în Duhul, spune el. Și în ziua respectivă, el aude și vede lucruri. Lucruri ciudate. Cel puțin de când călătorim prin Apocalipsa, suntem de multe ori speriați de imaginile pe care le descoperim în ea. Întrebarea este, ce aude și ce vede Ioan, cum să le judece? Cutia de rezonanță pentru tot ce aude și vede Apostolul Ioan este Vechiul Testament. Și de aceea, dați-mi voie să încep cu ce aude el, în primul rând. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, eu sunt Alfa și Omega. Cel dintâi și cel de pe urmă. Imaginați-vă în postura lui Ioan. El care era înmuiat în Vechiul Testament, avea scripturile înaintea lui, toată cartea Apocalipsa, dragii mei, este parcă înmuiată în apele Vechiului Testament și scoate o mulțime de aluzii din ea. Oare
La întâmplare tresare inima lui? În mintea lui se derulează rapid câteva texte din Isaia. Isaia 41, 42, 46, 44, 48, dragii mei. În toate aceste texte, cel care vorbește este Dumnezeu Tatăl, Creatorul cerului și al pământului. Dați-mi voie să spicuiesc câteva lucruri din aceste texte, care practic sunt cuvintele lui Dumnezeu. Eu, Domnul, cel dintâi și cel de pe urmă, da? Cel, și același până cele din urmă veacuri. Capitolul 44, capitolul 46. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine să fie cel care îi vorbește lui Ioan, dacă afară de cel pe care îl aude, nu este alt Dumnezeu? Sau, capitolul 48, versetul 12, ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat, eu sunt cel dintâi și tot eu sunt și cel din urmă. Cel care mi-a vorbit, tresare Ioan, este însuși Dumnezeu, cel pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. El locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cel care mi-a vorbit este însuși Dumnezeu. Ce vede Ioan? M-am întors să văd glasul. Este frică să spun, m-am întors să-l văd pe Dumnezeu. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe unul care semăna cu un fiu al omului. În prezența lui, Ioan se prăbușește la pământ, dragii mei. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, cele care sunt și cele care au să fie după ele. Practic, Fiul omului se declară pe sine în prezența lui Ioan a fi Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Vă întreb, pe cine pomenim la cina Domnului? Cine merită toată cinstea, toată atenția noastră când ne adunăm la o sfântă sărbătoare ca cea din seara aceasta? Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Imaginați-vă problema lui Ioan. L-am auzit pe Dumnezeu Tatăl, l-am văzut pe Fiul. Și în mintea lui începe să deruleze scripturile Vechiului Testament ca să rezolve această dilemă în fața căreia se afla. L-am auzit pe Dumnezeu Tatăl și l-am văzut pe Fiul. Dar el își aduce aminte că Domnul Iisus, în timp ce umbla pe pământ împreună cu ucenicii, la un moment dat, în Ioan 10:27, spune, eu și Tatăl una suntem. Și apoi, imediat după cină, în capitolul 14, când spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Filip îi spune, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, i-a zis Domnul Iisus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Când Ioan privește imaginea acestui fiu al omului, deslușește în înfățișarea lui o combinație ciudată dintre două trăsături sau trăsăturile a două ființe pe care el le cunoștea de pe paginile Vechiul Testament. Mai întâi este cel îmbătrânit de zile din Daniel, capitolul 7, apoi este omul în haina de in din capitolul 10. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe unul care semăna cu un fiu al omului. Îmbrăcat cu haină albă până la picioare, încins la piept, cu un brâu de aur.
capul și părul lui erau albe, ca lâna albă, ca zăpada, ochii erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și fața lui strălucea ca soarele în strălucirea lui. Ca soarele în strălucirea lui. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită și fața lui strălucea ca soarele. Fiul omului este, practic, Domnul Iisus Hristos, cel glorificat. Dar oare unde să căutăm în Scriptură rădăcinile acestui concept ca să-L putem pomeni pe El, așa cum îl descoperă Scriptura? Cu siguranță, Daniel este o carte apocaliptică, exact ca și Apocalipsa, și mai ales în ultimele 7 capitole, Daniel are o mulțime de viziuni, ca Ioan pe insula Patmos. Și în capitolul 7, într-o venerie noapte, el vede cum cele 4 vânturi ale cerurilor lovesc marea cea mare și din apă se ridică 4 fiare, una după alta, una mai fioroasă ca cealaltă. Apoi, dintr-o dată, imaginea se mută și vede un scaun de domnie și pe scaunul de domnie înconjurat cu roate de foc și cu mii și mii de îngeri. Și-a de un îmbătrânit de zile, îi s-aduc cărțile și începe judecata. Și toate fiarele sunt judecate. Și pe urmă imaginea se mută din nou, versetele 13 și 14. M-am uitat și în timpul vedeniilor mele de noapte, iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească ca să-i slujească popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Cum, Doamne, Tu poți contrapune la 4 fiare mari pe unul ca un fiu la omului născut într-o iesle care n-are unde-și pleca capul cât umblă pe pământ? Și nădăjduiești ca prin el să așeze o împărăție care nu va fi nimicită niciodată? O împărăție veșnică? Dragii mei, în acest text, fiul omului primește mandatul de a așeza o astfel de împărăție pe pământ. Și noi celebrăm și îl pomenim pe el ca unii care am fost mântuiți prin sângele lui în nădejdea că vom sta la masă cu mirele ceresc. Mandatul de a așeza pe pământ o împărăție a fost încredințată fiului omului. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe unul ca un fiu al omului, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Cât de solemn devine momentul cinei când știi pe cine îl pomenești, pe cine îl celebrăm, cine este în mijlocul nostru, acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele Lui. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar cine este acela pe care trebuie să-l pomenim la cina Domnului? Da, nu este un mare proroc, nici un mare învățător, ci este Dumnezeu întrupat. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Cine m-a văzut pe mine, a îndrăznit să spună el, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Dar mai mult, el care putea rămâne în eternele lui locașuri, a dezbrăcat slava lui, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, ca să așeze pe pământ, nu junghind, ci lăsându-se junghiat, o împărăție veșnică. Cine este cel pe care îl pomenim? Este capul trupului, al bisericii. Iar noi suntem chemați să fim plinătatea celui ce lucrează totul în toți. Cu alte cuvinte, ascultând de cap, să împlinim voia capului, trupului, a Domnului Bisericii, a Împăratului nostru. Cine este cel pe care îl pomenim? Cel care
Atunci când ucenicii au zis, învață-ne să ne rugăm, i-a învățat o rugăciune scurtă pe care toți o știm. Spuneți-o cu mine, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păi ne-ați primit-o până acum și voi și eu, de aceea suntem aici și suntem mulțumitori și iertare ori de câte ori venim la El. Și iertare ori de câte ori venim la El, pentru că Lui este împărăția și slava în veci. Amin. Dar atunci când ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, practic ne-a învățat că împărăția lui Dumnezeu este acolo unde Dumnezeu guvernează, unde Dumnezeu este ascultat, unde El domnește, El vorbește și noi ascultăm. Dragii mei, nu e așa că nimeni nu intră în împărăția lui Dumnezeu dacă nu mărturisește cu gura lui pe Hristos ca Domn și dacă nu crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat din morți. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și dacă e adevărat lucrul acesta, cât de mare dreptate a avut Domnul Iisus vorbind celor din vremea lor, vremea Lui, când a spus, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc? Căci nu orice cine îmi va zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui Meu, împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Dacă El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Domnul, Împăratul, capul bisericii, spuneți-mi, nu-i se cuvine toată ascultarea? Pavel n-a fost trimis să aducă la credință pe toate neamurile, ci la ascultarea credinței pe toate neamurile. Credința fără fapte, dragii mei, este moartă. Este o religie seacă, goală, inutilă. Credința fără fapte n-are niciun preț. Da, El este Cel care ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci când noi o credem, nu doar o rostim, când o credem și o trăim, în noi se adună gândurile care erau și în Apostolul Pavel, în Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Atunci când Duhul lui Dumnezeu a coborât în ziua cincizecimii și mii de oameni s-au întors la Domnul, textul spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. În învățătura apostolilor auzi cuvântul. Dar dacă nu te frămânți cu El în legătura frățească din păsările cerului și fură sămânța. Și toți știm lucrul acesta. Toți știm, dragii mei. Și de aceea, înlănțuiți, vă rog, adevărurile acestea. Dar ce se întâmplă când ai înțeles cuvântul frământându-l în legătura frățească? Ne oprim din când în când la frângerea pâinii în primul veac. Ei erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă cu bucurie și curăție de inimă. Cu alte cuvinte, porneau în zi de sub crucea lui Hristos, din prezența lui Hristos, pomenindu-L pe Hristos. Crezând și mărturisind că sunt dator cu ascultare de Hristos. La frângerea pâinii trebuie să spui da, orba, vreau sau nu vreau să trăiesc în lumina lucrurilor pe care le-am înțeles. Dragii mei, acolo este macazul la voința noastră. A crede înseamnă a vrea, a voi. Și la frângerea pâinii ar trebui să comutăm pe ascultare care duce la neprihănire, nu pe păcat care duce la moarte. Dar numai rugăciunile ne înduplecă inima să facem ceea ce vrem să facem și știm că trebuie să facem. Numai rugăciunile, Doamne ajută! Ne apropiem de cina Domnului și, dragii mei, nu uitați câteva lucruri. În primul rând, îl pomenim
pe Domnul Iisus Hristos. Nu-i despre tine, nu-i despre mine, cu toate că suntem beneficiari, ci despre El. E despre El. Îl pomenim pe Domnul Iisus Hristos, îl cinstim, îl sărbătorim, îl celebrăm pe Domnul Iisus Hristos până va veni El. Dar o facem nu fiecare în colțul Lui, ci o facem ca și trupa Lui, ca familia Lui. O facem ca adunare. În al treilea rând, o facem ce scrie pe ecran. Dar El a murit acum 2000 de ani. Cum adică să o fac ca și cum aș fi fost și eu pe cruce alături de El? Oare de ce spune Saul din Tars, convertit în Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc? Dragii mei, că al doilea Adam ne-a purtat pe toți în coapsele lui, exact așa cum primul Adam ne-a purtat pe toți în coapsele lui. Și jertfa lui este pentru toată lumea. Dar Dumnezeu așteaptă să o primești. Poți să o și respingi. Să o primești. Comemorăm ca și cum am fi fost noi înșine împreună cu El în coapsele lui pe crucea de pe Calvar. Dar de ce facem lucrul acesta? Ca să reîmprospătăm în mintea noastră importanța ascultării de Dumnezeu. Importanța ascultării de Dumnezeu și fiind gata să intrăm în jug alături de El pentru lărgirea împărăției Lui. Pentru lărgirea împărăției Lui. În Luca, capitolul 9, versetul 51, când a sosit vremea ca să fie luat la cer, este vorba de Domnul Iisus Hristos, Iisus și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim, dar El era în Galileea, trebuia să treacă prin Samaria ca să ajungă în Iudeea. Și a trimis doi din cei mai brejucenici ai Lui să îi roage pe samariteni să-i pregătească un loc de găzduire. Și samaritenii i-au scos afară. Și cei doi, consternați, se întorc la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, nu putem să chemăm foc din cer peste ei. Domnul Iisus se uită la ei și le spune: nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Fiul omului a venit să așeze o împărăție pe pământ care cheamă oameni, care include oameni, nu exclude oameni. Dar libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o are un preț. Ești liber să spui nu sau să spui da. Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Dați-mi voie să închei cu un singur verset. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, mânați de, nu de Duhul celor doi care erau gata să ceară foc din cer peste samariteni, ci de Duhul lui Dumnezeu, care este avocatul lui Hristos pentru lărgirea împărăției Lui și pregătirea unei mirese sfinte pentru El. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Ne-am adunat, dragii mei, să-L pomenim pe El. Să-și vrea să ne apropiem de masa Domnului. Ne uitând că nu-i despre noi, ci despre El. Despre Cel care a venit să ne invite pe fiecare dintre noi în împărăția Lui, pe cheltuiala Lui, nu pe cheltuiala noastră. Amin.